Dacă sunteți curioși să cunoașteți cum sunt comunele în sudul Franței, urmăriți acest video. Eu numesc zona Tarn din sudul Franței zona roșie pentru că este deosebită datorită orașelor construite din cărămidă roșie. Aici vezi sute de clădiri roșii, pitorești, medievale. Simți aerul medieval, mai ales în orașul Toulouse, Albi, Caillac. Orașul Rabastens locuim de 2 ani. De grabă ne mutăm în altă parte, dar până atunci vreau să vă prezint câteva lucruri interesante despre această comună medievală cu aproximativ 6.000 de locuitori. Situată pe malul drept al Tarnului, originile ei datează încă de la începutul secolului al IX-lea. Multe dintre elementele culturale sunt introduse în patrimoniul mondial UNESCO. Un exemplu este Biserica Notre-Dame-du-Bourg, considerată bijuteria orașului, ea are peste 700 de ani. Accesul în oraș se face prin traversarea podului rutier de pe râul Tarn între Rabastens și Cufuleu. Acest pod mare este renovat din piatră și beton armat între anii 1922-1924 și are două arcade de 55 de metri pentru o înălțime de 26 de metri. Este ultimul pod construit în sidărie. De pe pod vedem cum se ridică deasupra orașului din cărămidă minunata biserică. Urmează să vă arăt metrezele medievale, cartierele vechi, ulițele pitorești și știu că veți rămâne impresionați. Aceste metereze din cărămidă domină râul, oferind o priveliște minunată pentru oamenii din Cufuleu. Meterezele au servit la protejarea orașului de dușmani. După un tratat din 1229, orașul a fost nevoit să-și distrugă meterezele, păstrând doar partea corespunzătoare pentru întărirea dealului său. Ele fiind ridicate deasupra râului, adăpostesc ultima poartă a orașului. În imagine vedeți poarta, iar la ieșirea ei se află ruinele unei mori. Tot scările acestei porți cobor spre malul râului, unde a fost amenajată o plajă. Vă arăt de jos scările care cobor spre plajă, meterezele. Aceasta e moara și plaja aici se află, lângă pod. Aceasta este plaja. Noi vara ne-am bronzat, am pescuit, ne-am odihnit admirând priveliștea podului. Centrul orașului este compus dintr-o rețea de mici străduțe înguste pitorești. Când eram mică, admiram așa drumuri în filmele istorice și voiam și eu să locuiesc într-un oraș vechi. Îmi imaginam cum eu calc acele străduțe. Iată-mă aici, le străbat în fiecare zi. Pe una dintre ele se găsește castelul de la Castani, construit în secolul al XVI-lea de familia de Lerm. În timpul Revoluției franceze l-au folosit un timp ca închisoare. În prezent, în acest castel s-au format un colegiu și o școală privată care reunesc aproape 400 de elevi. Aceste alee înguste și pavate dezvăluie mici magazine familiale de suveniruri sau de alte lucruri, afaceri moștenite din strămoși. Mă aflu în centrul Rabastenului și lângă străduța principală situată chiar la intrarea în oraș, sunt amplasate cele mai importante clădiri ale comunei. Menționez cele două mari biserici, Notre-Dame-du-Bourg și Saint-Pierre-de-Blan, o statuie de bronz, cafenelele, cinematografia, primăria, hotelele istorice, poșta. Orașul mai are o școală și un colegiu public. Alături de strada principală este o alee pentru pietoni mărginită de platani și numită Inima Orașului, pentru că pe această alee se organizează în fiecare sâmbătă dimineața piața destinată vânzării de produse locale la un preț atractiv pentru cumpărător. Din când în când, brocante, festivaluri, concerte, în fiecare an în luna august se instalează în tot centrul orașului carnavalul, adică diferite tipuri de carusele împreună cu mese, baluri, focuri de artificii, orchestre. Alături se află o parcare încăpătoare dotată cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice.
Rabastanul are o stație de epurare a apelor uzate, se mândrește și cu un camping alături de un lac de 3 km, înconjurat de o pistă de plimbare și cu mai multe mese disponibile pentru picnic. Străzile sale tipice, clădirile, culorile fac din Rabastan un loc de reședință privilegiat pentru locuitorii din această zonă. Yeah.